Radu, între pauzele dintre melodii, a stat de vorbă cu concurenții, spunea că vrea să afle mai multe despre ei pentru că nu urmărește emisiunea și a vorbit la un moment dat și cu Liviu și Iuliana, întrebând de fapt care este cel mai proaspăt cuplu în Casa Mireasa. Antonia spunea că ei, ea și cu Valentin, pentru că s-au despărțit și apoi s-au împăcat din nou. Liviu spunea că cei doi, Liviu și Iuliana, pentru că um, nu s-ar mai pune acea despărțire, sau cuplat cumva înainte și apoi au fost întrebați cu ce se ocupă, dacă vor locui în Bistrița, pentru că sunt amândoi de acolo și dacă nu cumva sau cum, cum de nu s-au cunoscut fiind din aceeași zonă și ei au spus că nu se știau. Apoi a trecut la Antonia și la Valentin, întrebând care a fost motivul separării, al despărțirii și Antonia a spus la fel ca deiti, și a fost nehotărâtă, îi plăcea și de Valentin și de băiatul de acolo, arăta spre Albert. Iar după tot ea a spus că amândoi și-au dat seama, și ea și Albert, că nu sunt potriviți unul pentru celălalt. Și apoi Oana Radu a întrebat de ce se râde în sală, iar Liviu spunea că, de fapt, Albert a început primul să râdă, probabil gândindu-se că nu a fost chiar o chestie de comun acord, ci că Antonia a insistat puțin.